Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, iată care sunt titlurile ediției. 45.000 de oameni au rămas fără apă potabilă pentru aproape 3 zile în câmpul lui Mușcel. Prefectul Mihai Oprescu acuză autoritățile de lipsă de implicare. Asociația de dezvoltare intercomunitară Servsal Argeș a împlinit 5 ani de activitate, 5 ani în care a reformat și modernizat serviciile publice de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale. Cine este anticristul, unde, când și sub ce formă va veni? Sunt doar câteva dintre întrebările pe care și le pun teologii și le-a pus și maestrul Cristian Bădiliță în lucrarea sa Metamorfozele Anticristului, lansată și la Pitești într-o ceainărie. Lucrarea a fost premiată cu premiul Salomon Neinach pentru cea mai bună lucrare pe tema anticristului. Județul Argeș a fost guduit din nou în această dimineață când peste 110 polițiști au descins la mai multe adrese, printre care și primăria comunei Călinești. Polițiștii au efectuat 16 percheziții domiciliare la 14 persoane bănuite de abuz în serviciu, conflict de interese, evaziune fiscală, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Percheziții s-au mai făcut de asemenea la sediul unor societăți comerciale care sunt implicate în dosar, precum și la primăria comunei Călinești, cum spuneam. Perchezițiile s-au desfășurat în cadrul a două dosare penale. Dosarele privesc atribuirea unor contracte de achiziții publice unor societăți comerciale controlate de persoanele bănuite, precum și recepționarea lucrărilor în cauză. Prejudiciul cauzat se ridică la aproximativ 900.000 de lei. Prefectul Mihai Oprescu a acuzat autoritățile locale din Câmpul Lung că nu au gestionat cum trebuie și în timp util situația critică prin care au trecut peste 45.000 de oameni ce au rămas fără apă potabilă pentru aproape 3 zile. Oficialii prefecturii au făcut tot posibilul ca situația să nu se înrăutățească, au demarat o anchetă și au cerut măsuri concrete factorilor responsabili pentru rezolvarea situației. Sfârșitul săptămânii trecute a reprezentat unul de coșmar pentru Câmpul Lung și alte 5 zone limitrofe. Din cauza unei scurgeri la magistrala care aproviziona municipiul cu apă, peste 45.000 de oameni au avut de suferit. A fost o situație extrem de gravă, o situație pe care, din păcate, la nivel local nu s-a reușit gestionarea într-un timp operativ și care ne-a creat probleme, dar ne putea crea și probleme mult mai complicate decât cele care au apărut. Astfel a fost convocată în regim de urgență ședința Comitetului Județean pentru situații de urgență, în cadrul căreia au fost solicitate analize privind cauzele care au dus la situația neplăcută, dar și măsuri concrete pentru a-i ajuta pe oameni. Am convocat în regim de urgență ședința Comitetului Județean pentru situații de urgență, în care am cerut tuturor factorilor responsabili din județul Argeș atât o analiză extrem de serioasă asupra cauzelor care au dus la producerea acestei situații, cât și măsurile de intervenție directă pentru a se putea realimenta cu apă populația în cel mai scurt timp. Mai mult au fost trimise echipe mixte de la Direcția de Sănătate Publică Argeș și de la Oficiul pentru Protecția Consumatorilor pentru a efectua controle la toate unitățile care produceau sau serveau produse alimentare. Am dispus ca DSP-ul și Oficiul pentru Protecția Consumatorilor să efectueze controle la toate unitățile care produceau în zilele respective și care funcționau produse alimentare, din fericire neconstatându-se deficiențe în ceea ce înseamnă siguranța alimentară a cetățenilor, marea majoritate a magazinelor fiind închise, având postate și anunțuri pentru înștiințarea populației. Deși se știa de starea precară a conductelor care alimentează orașul cu apă potabilă, un caz similar având loc acum 11 ani, niciun reprezentant local nu a făcut vreun demers în ceea ce privește înlocuirea vechilor conducte, lucru ce l-a nemulțumit pe prefect. Mihai Oprescu a acuzat autoritățile locale pentru lipsa de interes arătată față de locuitorii Câmpul Lungului și urmează să aplice sancțiuni celor responsabili. Dacă nici alimentarea cu apă a populației nu este o problemă de siguranță cetățenească, administrativă, națională, cum doriți dumneavoastră, și de responsabilitatea autorităților locale, atunci nu știu ce ar mai putea să fie o astfel de problemă.
Asociația de dezvoltare intercomunitară Servsal Argeș a împlinit în aceste zile 5 ani de activitate, 5 ani în care a reformat și modernizat serviciile publice de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale. A organizat numeroase proiecte de informare și conștientizare cu privire la conservarea mediului înconjurător. Ali Servsal este asociația care, în primul rând, și-a asumat responsabilitatea unei reforme și implicit a modernizării serviciilor publice, este vorba de colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale, dar și responsabilizarea operatorilor de salubritate și, cred eu, cel mai important lucru este faptul că și-a asumat schimbarea mentalității românului de rând, privind valorile patrimoniale, respectul față de mediu. Pentru a realiza acest lucru, în 5 ani au fost organizate proiecte ecologice pentru sensibilizarea argeșenilor. Cel mai mare proiect european de dezvoltare durabilă în Argeș, managementul integrat al deșeurilor solide, realizat în colaborare cu Consiliul Județean și primăriile, este un exemplu pentru toate asociațiile de profil din România. Iar acțiunea Orașul Verde, monitorizarea zonelor de picnic, tabăra eco pentru voluntari, precum și programele educaționale Școala Altfel, Codul culorilor, dar și lecția de ecologie sunt doar câteva dintre evenimentele create pentru conștientizarea importanței protejării mediului înconjurător. Ce înseamnă cei 5 ani de activitate ADI Servsal? Este victoria cui? N-aș putea spune că este victoria doar a cuiva. Cred că este un cumul de factori care au dus la această victorie, să-i spunem victorie, pentru că mai avem mult până când urcăm pe acea piramidă a victoriei. Dar este un parcurs bun care a avut la bază Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, unitățile administrativ-teritoriale, cetățenii, care din punctul nostru de vedere este cel mai important factor de schimbare, de modificare a unui comportament, a mentalităților, și cu cât sunt mai mulți lângă noi, cu atât va fi mai bine. În cadrul asociației lucrează însă și foarte mulți voluntari ecologiști convinși care doresc să le arate argeșenilor cât este de important să susții un mediu înconjurător cât mai curat, mai ales pentru generațiile viitoare. Astfel, numai în 2014 au fost colectate și selectate peste 34.000 de tone de deșeuri. Ei sunt vinovați pentru multe dintre proiectele noastre și nu ne lasă să stăm pe loc. Nu avem voie să stăm pe loc, așa cum și angajamentul primărilor l-ați văzut. Vrem să schimbăm ceva și credem că se poate schimba, nu lumea, dar colțul acesta de care ne ocupăm noi. De ce faceți voluntariat? În primul rând, facem asta să trăim într-un mediu curat. Este bine și pentru noi, atât și pentru populație. Este bine să nu fie nimic poluat, ceea ce nu prea vedem acest lucru, datorită unora care nu respectă anumite reguli, care sunt esențiale, dar în același timp și elementare. Deoarece îmi place să trăiesc într-un mediu curat și trebuie să fim civilizați ca și celelalte țări. Pentru a trăi mai sănătos și a trăi mai mult din moment ce suntem sănătoși. Cu cât mediul este mai curat, cu atât suntem și noi mai sănătoși. Aveți aici o echipă de voluntari, domnule profesor. Sunt câțiva dintre ei. Deci sunt mult mai mulți. O să avem peste 100 de voluntari implicați anul acesta în proiecte în perioada martie-octombrie. Pentru noi, din punctul meu de vedere, profesor, voluntariatul acesta ne oferă o ocazie extraordinară de a scoate studenții din clasă și a introduce în problemele reale ale societății, pentru că ei vor fi viitorul nostru. Și dacă ei învață de mici, mă rog, nu sunt chiar mici, dar de tineri, să spunem, problemele societății, probabil că vor găsi și soluțiile optime pentru viitor. La 5 ani de aniversare, în primul rând, vă urez la mulți ani. Să fiți puternici și încrezători în continuare, să rezolvați și să realizați proiectele și toate gândurile pe care le aveți, să aveți o colaborare fructuoasă cu toți factorii de decizie și care se implică în viața județului. V-aș dori să aveți o implicare mai mare cu oamenii de afaceri, în Camera de Comerț, să putem realiza lucruri care să fie durabile în timp. Principalele activități de îndeplinit în 2015 ale ADI Servsal sunt ecologizarea Transfăgărășanului, Orașul Verde Topoloveni, curățarea tuturor râurilor din județul Argeș, Concurs Pitești, Orașul Reciclării și multe altele.
În urma unui proiect de lege privind alegerile locale, s-a stabilit ca președinții consiliilor județene, vicepreședinții și viceprimarii să fie aleși indirect prin vot secret al consilierilor județeni. Mai multe despre ce cuprinde acest proiect veți afla în reportajul următor. Săptămâna trecută, Comisia Parlamentară de Elaborare a Codului Electoral a finalizat un proiect de lege care are în vedere alegerile locale. Astfel, viitorii președinți ai consiliilor județene, vicepreședinții și viceprimarii urmează să fie aleși în urma unui vot indirect, exercitat de către consilierii județeni. O altă prevedere a noului proiect de lege face referire la alegerea primarilor. Aceștia urmează să fie aleși după doar un singur tur, iar toate candidaturile vor trebui să fie însoțite de liste de susținători de minimum 1% din numărul total al alegătorilor. Totodată urmează să fie implementat și un registru electoral al autorității electorale permanente privind gestionarea cetățenilor cu drept de vot. Se dorește și introducerea sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și a votului. Dacă vreunul dintre consilieri părăsește partidele pe listele cărora au candidat, prefecții vor trebui să constate încetarea mandatului, lucru care în prezent se face prin votul consilierilor. Acest act normativ se va numi Legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale și de modificarea legii administrației locale și a statutului aleșilor locali. În epoca vitezei, tehnologiei și internetului, într-o vreme în care nu ne mai gândim la nimic altceva decât bunăstare, puțini se gândesc la anticrist sau la sosirea lui. Cine este, de unde va veni și când, sub ce formă? Sunt doar câteva dintre întrebările pe care și le-au pus de-a lungul istoriei specialiști și teologi de renume mondial. A făcut-o acum și maestrul Cristian Bădiliță prin lucrarea Metamorfozele Anticristului, o monografie distinsă cu un premiu de specialitate pentru cea mai bună lucrare pe tema anticristului. Nu e o pasiune morbidă despre anticrist. Tocmai a fost o reacție, zic eu, sănătoasă, eu știu, la scenariile destul de improvizate și periculoase care circulau și continuă să circule pe seama acestui personaj. Încă de când s-a auzit pentru întâia oară de anticrist, în istoria omenirii au apărut și s-au formulat diverse teorii despre natura și momentul sosirii pe lume a anticristului. Nu există o lucrare consacrată mitului anticristului. Luați mitul nu în sensul peiorativ al termenului. Nu a făcut obiectul unei lucrări. Malvenda, un teolog din secolul al XVI-lea, a consacrat catolic, a consacrat o monografie foarte importantă, știu că am stat o săptămână la Biblioteca Națională a Franței în latină, dar era o carte marcată de polemica antiprotestantă. Metamorfozele Anticristului, la părinții bisericii, a fost desemnată cea mai bună monografie în ceea ce privește această temă și a fost distinsă chiar cu premiul Salomon Reinach. Lucrarea lui Cristian Bădiliță analizează textele biblice fundamentale cu privire la acest subiect, dar și interpretările pe care le dau părinții bisericii și specialiștii care s-au ocupat de această temă. Această povestire, personajul cheie este Anticristul. De fapt, personajele principale sunt cei trei lideri ai marilor confesiuni, ortodoxă, catolică și protestantă, care până la urmă reușesc să biruie anomos, omul fără de legi, adică anticristul. De-aia spun că e o scriere extraordinară și prin viziune și prin acuratețe filozofică, dar mai ales prin profunzime teologică, Soloviov. Metamorfozele Anticristului a fost lansată marți seara într-o ceinărie din Pitești. Scriitori, oameni de cultură, dar și simpli piteșteni au ținut să-l felicite pe autor pentru munca și ideile inserate în volumul menit să acopere o lacună în istoriografia teologiei creștine. Urmează acum, doamnelor și domnilor, știrile pe scurt. Nu lăsați lucrurile la voia întâmplării când vine vorba de fisc. Ca urmare a numărului mare de evaziuni fiscale care dau bătăi de cap statului român, ANAF-ul a înăsprit pedepsele. Astfel, riscați să ajungeți în postura de a fi executat silit pentru datorii de câțiva lei. De asemenea, trebuie să știți că de la primirea somației de executare aveți la dispoziție 15 zile, timp în care să se vireze banii datorați la stat sau să se depună o contestație. Faptul că mijloacele de transport în comun din Pitești sunt
hoț de buzunare nu este o noutate pentru nimeni, însă puțin sunt cei care știu că poliția locală veghează la siguranța călătorilor. De la începutul anului, poliția locală a municipiului Pitești a susținut acțiuni pe autobuze pentru prevenirea și depistarea atât a celor care fură, cât și a celor care, prinși fără bilet de călătorie, devin agresivi. Autoritățile locale susțin că astfel de acțiuni vor mai fi organizate și în perioada următoare. În comparație cu luna ianuarie, rândurile șomerilor s-au îngroșat cu aproximativ 500 de persoane în județul Argeș. Conform Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, în prima lună a anului, rata șomajului în județ a fost de 5,85%, iar la finele lunii februarie, rata a crescut până la 6%, însumând un total de peste 16.000 de șomeri în întreg județul. Lideri în clasamentul șomajului sunt în continuare persoanele cu vârste între 40 și 49 de ani. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din presa sportivă argeșană, Cristian Marinescu, are mare nevoie de ajutor. Aflat în spitalul județean, acestuia i-a fost amputat piciorul. Acum se confruntă cu o mulțime de complicații. Cristian Marinescu are nevoie de ajutorul argeșenilor care au la dispoziție următoarele conturi afișate pe ecran. Orice sumă de bani este binevenită, iar Cristi Marinescu are nevoie mai mult ca oricând de noi. BCM-ul Pitești are nevoie de victorie la Oradea pentru a prinde locul 4 în play-off. Antrenorul Hristu Șapera speră ca elevii săi să treacă repede peste eșecul cu ASE Soft. Basketbaliștii de la BC Argeș sunt condamnați să se impună în confruntarea de vineri din deplasare cu CSM Oradea pentru a mai avea șanse de a prinde un loc în primele 4 la sfârșitul sezonului regulat. Echipa pregătită de Hristu Șapera este condamnată să vină în această deplasare, având în vedere faptul că adversarul este una dintre cele mai bune formații cu care se luptă pentru un loc cât mai bun în play-off. Atât argeșenii cât și ardelenii vin după două învrângeri, piteștenii pierzând acasă cu campioana ASE Soft, iar orădenii în deplasare la SCM Craiova. Da, jucăm ultima deplasare din acest sezon, deplasare foarte dificilă, Oradea, o echipă care are nevoie ca de aia de victorie. Știm că vor face tot ceea ce pot ei pentru a câștiga acest meci, este un meci crucial și pentru ei și pentru noi. Și mergem acolo cu gândul să aducem cele două puncte. Handbaliștii de la HC Argeș au mari șanse de a rămâne în lupta pentru câștigarea seriei dacă vor reuși să se impună în confruntarea de sâmbătă din deplasare cu HC Buzău. Echipa pregătită de Titel Răduță este favorită în această întâlnire, având în vedere că ocupă locul 2 cu 45 de puncte, cu 3 mai puțin ca liderul CSM Ploiești. Adversarul argeșenilor este o echipă fără pretenții și se situează pe locul 6 cu 33 de puncte. Un eventual succes al piteștenilor ar menține suspansul în această serie până la finalul turului. Duelul cu Buzău vine după ce echipa pregătită de Titel Răduță a reușit să se impună cu 39-20 în confruntarea de sâmbătă de pe propriul teren cu Cimentul Bicaz. După 20 de etape jucate în această ediție de campionat, Handball Club Argeș ocupă locul 2 în clasament cu 45 de puncte, cu 3 mai puțin decât liderul CSM Ploiești. Echipa de handbal feminin a Piteștiului va avea o misiune infernală la sfârșitul acestei luni. SCM Pitești va întâlni pe 29 martie acasă pe HC Alba Sebeș, liderul seriei. Sportivele pregătite de Paul Mihaelă pornesc cu șansa a doua în acest meci, având în vedere că ardelencele trag la promovare și au făcut investiții consistente pentru a duce handbaliste cu experiență ce au evoluat în prima ligă. Piteștencele au un moral bun după ce au obținut sâmbătă cel de-al doilea succes din acest retur de campionat. SCM Pitești a reușit să se impună cu 34-20 în deplasarea de la CSU Timișoara, penultima clasată. În urma acestei victorii, SCM Pitești a rămas pe locul 7 în clasament, cu 15 puncte adunate în 15. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne întâlnim mâine la aceeași oră. Rămâneți cu Antena 1. La revedere!